Povestea celor 10 lilieci de lângă Șoimuș, din cauza cărora lucrările la construcția celor 22 de kilometri din lotul 4 al autostrăzii Lugoș-Deva au fost întârziate cu 3 ani, a devenit acum subiect de glume. La fel și urșii de pe tronsonul de autostradă Margina Holdea, pe care i-au văzut doar ecologiștii, după cum spune ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, dar pentru care trebuie făcute două tuneluri, motiv pentru care abia în octombrie 2022 s-a semnat contractul pentru proiectarea și execuția autostrăzii cu tuneluri dintre Lugoș și Deva, secțiunea de autostradă de 10 km, din care 2 km reprezintă tunelurile pentru urși. Aflat într-o vizită de lucru în județul Hunedoara, Sorin Grindeanu este convins că lucrările la tronsonul de autostradă Margina Holdea vor fi gata până în anul 2026. Fiind din Caraș, dar locuind în Timiș, eu n-am văzut urși în Timiș. Dar, sigur, sunt ecologiști, prieteni de-ai mei, dintr-o zonă, cum se cheamă, de tineri frumoși și liberi, așa care au considerat necesar că Margina Holdea trebuie să avem pasaje pentru urși. Ok, asta e. Eram prim-ministru în 2017 când am chemat pe șeful de la Rom Silva Timiș și pe șeful de la AJVPS Timiș în ședința de guvern să-i întreb dacă noi avem totuși urși în Timiș, dacă în 2017, și amândoi au spus că de vreo 80 de ani ei n-au văzut urși. Dar problema rămâne. Așa era proiectul, așa trebuie făcut. La voi a fost cu Lilieci. Lilieci. Dar și cum rămâne atunci cu Holdea Margina? Holdea Margina. 2 ani de zile. Într-un final am reușit să deblochez toată situația împreună cu colegii mei. Constructorul este Umbrărescu. Termină proiectarea, eu cred că e pe fază de finalizare pe proiectare și așa cum îl știm cu toții, va intra în forță pe execuție. Eu sunt bucuros că e o companie care în mod sigur va face această lucrare, care este o rușine că s-a ajuns, eu circul mult cu mașina, să te dai jos de pe autostradă, să mergi 14-15 km, să reurci. Dacă vii dinspre Timișoara, stai vreo oră în acel sens. Cel puțin o oră. Eu ultima dată, acum 200 ani, am stat o oră să intru în sensul giratoriu. Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a efectuat o vizită de lucru în stația CFR Simeria. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a avut o serie de discuții care s-au axat atât pe stadiul lucrărilor aflate în derulare, cât și pe proiectele care urmează să fie implementate în județul nostru. Da, okay.